Dumnezeu și bine v-am găsit. Astăzi o să verific creșterea bocilor în finisor, să văd care e situația și să văd pentru ce să mă pregătesc pentru ziua de sâmbătă, azi este joi, și vreau să văd dacă aproximativ câte boci sunt și câte nuclee să pregătesc. Iată, uleiurile esențiale au fost consumate, siropul cu uleiul esențial. Să vedem care e situația în finisor. De câteva zile e un pic de cules, dacă am văzut. Marca este izolată în partea din față. Și ca să știm pentru ce să ne pregătim, vedem acum ce fac finisorii. Dacă au respectat termen sau nu. Sau dacă a făcut totul bine sau nu. Să scoatem această ramă. Deci avem una, două, trei. Deci în acest finisor avem trei boci. Încăpăcite foarte bine. Deci aici avem 3. Facem un calcul să vedem care e situația. Foarte bine. Poi mâine vor fi luate de aici. Punem la loc. Ăștia sunt primii finisuri care am bine le-am introdus aici. Cam e bine. Cam la limită. Bun. Mergem și al doilea finisor. Am 4 finisori. Aceste 3 boci vor trebui să fie niște măci foarte valoroase. Aici mai este încă din uleiul esențial. Vom verifica și aici.
două, avem tot trei. E interesant. Bun. Deci avem 3 și 3. Până acum avem 6. Bun, o să verificăm. Asta e prima serie de starter. De finisări. Prima serie de finisări și din starter, bineînțeles. Acum mergem să vedem ceilalți finisări. Continuăm filmarea, iată, aici suntem la a doua serie din starter și al treilea finisor, ia să vedem, aici știu că sunt mai bine luate ca la prima serie. Coloniile sunt foarte puternice. Un carten de ală și văd că e și un pic de cules. Avem și ceva culese. O să văd. Oricum, eu colectez polen, sunt foarte mulțumit de ce am reușit aceste colonii. Să vedem aici câte au luat în creștere. Am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, e bine, cam așa mă așteptam, mai bine. Am 6 cu 6, 12 până acum. Mă încadrez în ce vreau eu. O să văd un pic și cantitatea de miere. S-a părut mie aici ceva. Doar fi. Toate că asta e o colonie doar puternică și am izolat matca. Cred că e un pic de miere. Este un pic, au făcut un pic la coroniță. Un pic așa pentru ele. Aici voi reorganiza cuibul după ce o să colectez borcilii sâmbătă.
Uite, aici sunt coloniile finisoare puternice. Aici avem 12 burci. E bine. Și mai am un finisor. Un finisor care e mai într-o structură vertical. Aici am trupul vertical în care am făcut și al patrulea finisor. În total 12 boci până acum. Să vedem aici câți avem. Acesta l-am făcut într-un stup vertical. Toți finisorii vor fi reorganizați după ce azi este joi, vineri vor fi reorganizați. În stupul vertical a fost mai albina mai desuită în finisor ca în cei orizontali. Bine, acum putem să fac același lucru și în orizontal, nu era nicio mare problemă. Doar că aici, înainte să îl transform în finisorul pentru bocile acestea, am mai crescut o singură bocă. El a mai crescut o bocă aici. Acum să vedem cât a crescut. Să văd câte borci avem. Cum am zis, aici albina este mai desfinită. Surpriza este că aici aici nu avem borci. Bun. Acum aici va trebui să reorganizez această colonie și să desfințez. El a mai crescut. Se pare că el a mai crescut încă borci și n-a mai crescut mai departe. Bun. Cam atâta cu finisorii. Deci, avem 12 boci pentru prima serie, pentru o scupină cu pentru o scupină cu 20 de colonii este suficient. Bun. Cam atâta pentru azi despre finisori.